Tocmai am terminat de înregistrat episodul 2 din Inteligența Emoțională cu domnul dr. Lucian Gheorghe. Dacă în primul episod am înțeles cu toții care este abecedarul emoțiilor, e bine, a urmat predarea adunării și scăderii. Pentru că am aflat de fapt cum putem să preluăm controlul asupra acelor stări. Ce să facem când avem anumite situații care la prima vedere par neplăcute. Multe detalii de fapt despre cum să poți să începi să-ți dezvolți inteligența emoțională. Vei afla dacă urmărești acest podcast până la final. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou podcast Marcare Startix cu Alexandru Ilie. Vreau în primul rând să încep prin multe mulțumiri pe care le am față de voi, celor care ne-ați trimis mesajele voastre și nu în ultimul rând, care ați distribuit aceste podcasturi prin care am reușit să ajungem la un număr atât de mare de oameni care ne urmăresc în acest moment și bineînțeles în cazul în care n-ai făcut-o, dar crezi că vrei să o faci, să te abonezi la acest canal ca să primești permanent notificări cu ceea ce noi facem. Astăzi nu o să mai povestim prea multe lucruri la introducere pentru că avem de făcut o continuare la ceea ce ai văzut în episodul anterior. Așadar, Lucian, noi ne revedem. Din fericire, bine ai revenit. Mulțumesc, Alex. O să intrăm așa. Un pic mai abrupt. În miezul discuției a fost un podcast despre sănătatea emoțională care mie efectiv era ca prăjitura care îți vine să te liși pe degete. A fost fantastic. Mi-a plăcut foarte mult, așa cum am spus și în intro-ul lui, capacitatea ta pe care eu vreau să o subliniez încă o dată fiind fantastică, de a putea să ne iei dintr-un punct în care nu știm aproape nimic și a ne duce într-un punct în care creezi dorința noastră, a celor care te urmărim, de a cunoaște și de a intra în această zonă care nu aveai de unde să o cunoști pentru că nu știi că nu știi. Ceea ce mie mi se pare o abilitate extraordinară demnă de leadership. E o abilitate care o vom descoperi poate astăzi cu ajutorul inteligenței emoționale, pentru că asta fac liderii. Leadership-ul înseamnă influență și influența se bazează pe emoție și emoția este transmisă din cine ești cu adevărat. Așa este. S-a vorbit mult despre inteligența emoțională. S-au scris cărți, sigur. Acum, comunicat în ultimii 10 ani de zile. Poate nici nu auzisem despre așa inteligența este. Emoțională. Acum sunt suficiente materiale, sunt suficiente cursuri, dar încă oamenii nu accesează acest domeniu. Probabil nici nu știu despre el, pentru că în școală, spuneam, nu abordăm acest domeniu care este sinonim existenței, este sinonim ființei, pentru că emoția ne ajută să ne cunoaștem, ne ajută să ne înțelegem comportamentul. De ce facem ceea ce facem? Exact. Da? Problemele de viață sunt în marea lor majoritate probleme legate de emoții și spuneam și în podcastul anterior că dacă nu-ți gestionezi emoțiile, nu-ți gestionezi viața. Viața, exact. Marea greșeală pe care o fac oamenii este că încearcă să rezolve aceste probleme emoționale cu ajutorul intelectului. Cu ajutorul minții. Cu ajutorul minții. Ori lucrul acesta nu am fost învățați că nu e posibil. Problemele de viață se rezolvă cu inteligența emoțională și cu inteligența fizică, nu cu inteligența mentală. Pentru că mintea noastră are destule limitări și cea mai mare limitare este că nu înțelege ce este viața și nu discerne adevărul de falsitate, nefiind astfel capabilă să rezolve problema, pentru că ea însăși este sursa problemei. Categoric. Da? Așadar, ce presupune această inteligență emoțională? Pentru că ne-ai calibrat, dacă vrei să iau acest termen. Sigur. În podcastul anterior ai vorbit foarte bine de scara aceasta emoțiilor și de poziționare. Acum sarcina va fi un pic mai ușoară, pentru că venim și vorbim în mod aplicat cu referire la aceste nivele de energie, care sunt emoțiile, aceste cuante de energie și ca să dăm o definiție ultra scurtă a inteligenței emoționale, care este și practică, este, cum recunoști un om inteligent emoțional, este acel om care se simte bine cu el și cu ceilalți, indiferent de circumstanțe. Ce ori... Asta e de simplă vorba ta, dar atât de puternic. Omul care se simte bine în pielea lui, cu ceilalți, indiferent de circumstanțe. Exact, asta înseamnă inteligență emoțională, nimic altceva, dar ca să ajungem acolo, avem nevoie să ne depășim rezistența pe care o pune intelectul
În sensul că intelectul dorește să rezolve el problemele și nu lasă emoția să curgă prin noi, pentru că dacă ar lăsa-o, ea pur și simplu s-ar epuiza într-un timp relativ scurt. Da? Am mai atins partea și statusul psihoemoțional atunci când am vorbit despre sănătatea fizică și spuneam că mișcarea și respirația sunt niște instrumente importante de a ne gestiona statusul psihoemoțional. Iată că n-am vorbit niciodată de intelect că ar putea să gestioneze această stare. Da? Deci, cei care au ascultat podcasturile noastre pot merge să reasculte partea de respirație, partea de mișcare, da? Pentru că sunt mai importante aceste inteligențe, inteligențe fizice și emoționale, decât intelectul pentru a ne modula statusul și starea interioară. Se spune despre inteligența emoțională că este, de fapt, baza, temelia pe care poți să construiești viața unui om și că ar fi extrem de util și tu în podcastul anterior ne povesteai despre cât de important ar fi pentru un copil să-i se pună accentul acesta pe o dezvoltare armonioasă din punct de vedere emoțional și să nu se calibreze, cum tu ne-ai învățat deja, spre zona asta a vinovăției, a rușinii. Nu ți-e rușine să faci așa? Nu ți-e rușine să ții familie? Și în familie și școala și învățătorul și profesorul, da? Are tentația să manipuleze de la un punct elevii prin vinovăție și prin rușine. Da. Nu fac asta conștient. Ei cred că fac lucrul ăsta spre binele celorlalți. Exact. Numai că impactul pe termen lung este destructiv. Aș spune că o viață împlinită este imposibilă de trăit fără a conștientiza câteva elemente de inteligență emoțională și a cunoaște din spectrul acesta savuros de emoție. Și ca să cadrăm un pic inteligența emoțională, să spunem că majoritatea oamenilor se află în această stare de analfabetism emoțional, în sensul că ei nu sunt capabili să-și recunoască propriile emoții pe care le trăiesc. Un pas mai departe este stadiul de a înțelege aceste emoții odată recunoscute și a le numi și a ști la ce sunt utile sau inutile, și asta este domeniul inteligenței emoționale, dar există un domeniu dincolo de această înțelegere, aceea de a utiliza aceste emoții pentru tine sau pentru ceilalți, și asta poartă numele de înțelepciune emoțională. Nu am găsit acest termen în literatură, dar cu siguranță a trebuit făcut o distinție între inteligență și înțelepciune emoțională. Dacă inteligența se focusează mai mult pe a înțelege ceva, înțelepciunea se focusează pe a doza corect cantitatea de emoție necesară și a adecva situației respective. Deci, putem să facem și aceste distinții în prezentările noastre ca să obținem mai multă claritate. Claritate, exact. Deci, din această perspectivă, dacă ești capabil să-ți gestionezi propriile emoții, vorbim de inteligență emoțională, adică felul în care te simți cu tine, dar există, și Daniel Goleman face această distinție, o capacitate de a gestiona energia grupului, a maselor. Și asta mai degrabă este apanajul unei inteligențe sociale. Da? Deci de a relaționa cu ceilalți, de a le înțelege emoțiile. Pe un nivel superior. Da? Ele nu sau sunt distincte. Da? Deci, sunt complementare, uh-huh, cu siguranță, dar când facem referire la inteligență emoțională, de obicei le includem pe amândouă. Uh-huh. Ok. Da? Nu există această distinție, de asta am vrut să precizez. Inteligența emoțională cuprinde atât partea de emoții și de înțelegere a emoțiilor proprii, dar are distinct o dimensiune care este utilă în sociologie, utilă în leadership, da? Inteligența, capacitatea de a înțelege și gestiona emoțiile grupului. Da? Și asta se numește inteligență socială, pentru că nu e obligatoriu să le ai pe amândouă. Sunt oameni care dobândesc sau se nasc cu anumită extroverții, de exemplu. Da? Sunt mai înclinați spre relații, de partea de relație.
Pe când introverții sunt mai aproape de partea de a se înțelege și a se cunoaște pe sine. Da? Deci lucrurile astea sunt pur și simplu doar teoretic distinții, ele se suprapun și sunt într-adevăr complementare. Da? Deci a gestiona propriile emoții înseamnă inteligență emoțională, la asta ne referim, a gestiona emoțiile grupului se numește inteligență socială. Acum, ce înseamnă cuvântul a gestiona? Pentru că puțini oameni au claritate a ceea ce înseamnă a gestiona sau ce vrem noi să înțelegem prin cuvântul gestionare. Înțelegem să ne controlăm exact. Și să ne utilizăm adecvat emoția. Deci, atât două dimensiuni, controlul și utilizarea. Acum am găsit o definiție în cibernetică a controlului, care spune așa, controlul este capacitatea de a iniția, deci de a începe, de a menține și de a stopa un proces. Deci are trei aspecte, inițiere, menținere și stopare. Dacă nu le ai pe toate trei, ai doar iluzia controlului. Și putem să dăm un exemplu foarte simplu. Atunci când învățăm să conducem mașina și facem școala de șofer, excelent, da? E una să pornim mașina, alta e să o menținem pe drum și alta e să o oprim în siguranță. Doar după ce avem un număr de ore de practică, reușim să fim într-adevăr în control. Adică putem să o pornim în siguranță, să o menținem pe drum, indiferent de condiții, și putem să o oprim în siguranță. Acela este control. La fel este și cu emoția. Da? Dacă nu avem acest control integral pe toate etapele, nu putem să spunem că putem să gestionăm emoțiile. De fel, nu putem gestiona o bombă nucleară. Da? Pentru că nu putem să stopăm procesul. Da? Corect. Deci, iată, acolo nu există niciun control. Adică e doar iluzia controlului. Da? Deci, a gestiona înseamnă a fi capabil să controlăm și... Să inițiezi. Da? Să, da, inițiem, să menținem. Să menținem, să stopăm. Da? Să stopăm în orice moment și să fim capabili după aceea să utilizăm emoția în mod adecvat și, bineînțeles, într-un mod constructiv. Da? Pentru noi și pentru grupul. De dorit. Da? Deci cam acestea ar fi niște perspective. Da? Și revenind de din nou, ce este emoția și gândul? Că iar, de fapt, mergem în anatomia emoției. Mergem un pic să ne reamintim că gândul și emoția sunt foarte intricate și legate într-un permanent dans, într-o buclă gând-emoție care se potențează, se amplifică și trebuie să înțelegem că emoția este cea care generează un comportament uman sau o influență, da? Nu logica sau rațiunea. Emoția este, chiar dacă suntem conștienți sau nu de acest lucru. Și vom detalia pe parcurs. Deci, aceste energii, cuante de energii, cum le-am numit până acum, este o definiție, să spun, de lucru, trebuie să toată lumea să fie de acord cu ea, dar nu știu cum să le spunem altfel, cuante de energie, atât gândurile și emoțiile, aparțin unui spectru infinit de energie pe care l-am numit câmp de conștiință și pe care l-am calibrat pe diverse nivele. Deci gândurile și emoții sunt practic niște energii care vin din acest câmp infinit. Acest câmp infinit de energie este un câmp universal și personal. E foarte importantă această distinție. Deci aceste gânduri și emoții vin din acest câmp impersonal de energie infinită și sunt la rândul lor impersonale. Adică le găsim la mai mulți oameni. Sunt universale. Deci aceleași gânduri și aceleași emoții le putem găsi la diversi oameni. Și ce vreau să spun cu asta? Că ego-ul, mintea noastră, intelectul, face o eroare de atribuire. În sensul că spune că e gândul meu și emoția mea. În momentul în care face această eroare de atribuire, automat, fiind al tău, îi dai și valoare. Și te identifici foarte mult. Atașezi, da. Da? Și atașezi, da? Și creezi acea atașament, aversiune și e foarte greu să-ți mai gestionezi starea când te identifici cu ea. Da? Mm-hmm. Din această perspectivă este să înțelegem că aceste gânduri și emoții sunt ceva impersonal, da? Nu sunt ale noastre. Ele vin, că se și spune, mi-a venit un gând, mi-a venit o idee, da?
am simțit ceva, da? De unde au venit aceste energii, da? Din acest câmp, din acest spectru infinit. Și de ce e important să facem această distinție? Pentru că dacă înțelegem că nu sunt ale noastre, nu le mai valorizăm atât de mult. Și suntem chiar dispuși să acceptăm acest lucru și să renunțăm chiar la ele. Și aceasta este o tehnică puternică de a-ți gestiona emoția, și anume acceptând că putem să renunțăm la ele. Da? Intelectul vrea cu orice preț să rezolve problema. Și atunci intelectul raționalizează acea stare emoțională și nu ajunge la nimic. El practic opune rezistență emoției. Da, pentru că nu are acel decriptor de care tu ai vorbit. Vine să vrea să... Enigma, apropo, de primul calculator. El, neînțelegând emoția, vrea să o raționalizeze și să o înțeleagă și să o rezolve. Ori, lucrul ăsta nu se face așa, pentru că el raționalizează practic aceeași emoție. Deci, emoțiile sunt limitate ca număr, dar gândurile sunt infinite. Haideți să dăm un exemplu ca să pară mai sugestiv. Hai să ne imaginăm că suntem fiecare într-o situație de a pleca într-o excursie, într-o locație exotică și în interes de business și în interes de distracție, și cu 3-4 zile înainte de a pleca cu avionul, nu ne amintim unde ne-am pus pașaportul. Este o situație de viață, da? Care putem să o numim problemă, putem să o numim criză, depinde de semnificația pe care o atribuim. Ce se întâmplă în momentul ăla? Da? Deci, practic, care este emoția sau complexul emoțional? Deci vom trăi un sentiment de frustrare, un sentiment de furie, chiar un sentiment de tristețe că vom pierde excursia, da? Sentimentul de frică că nu vom semna un business, da, care urma, de vinovăție, da? Apoi de vinovăție, ce da, prost, ne simțim, nu mi-aduc unde mi-am pus. Stabilisem o întâlnire cu oameni importanți, deci iată câteva tipuri de emoții, dar gândiți-vă ce asociem la aceste emoții, câte gânduri. Deci practic prin capul nostru vor trece o infinitate de gânduri. Și vrând să rezolvăm situația mental, noi nu găsim pașaportul, da? În momentul în care se apropie ziua plecării, ne dăm seama că nu mai avem nicio șansă să-l găsim și, practic, la un moment dat renunțăm și capitulăm. Mintea capitulează la un moment dat. Asta e, am pierdut. Exact. Ce se întâmplă în momentul respectiv? Găsim în momentul pașaport. Ne aducem aminte unde l-am lăsat, într-un mod miraculos. Și în momentul în care îl găsim, starea noastră e una de bucurie. Dar de câte ori nu s-a întâmplat asta, nu? Când se spune, și cum l-ai găsit? Nu știu, mi-a venit ideea asta să caut în buzunarul de la sacu. Da, pur și simplu. Mi-a venit, cum zicem noi, nu? Exact. În momentul în care apare această stare de bucurie, toate celelalte emoții automat dispar, se epuizează și constatăm că toate gândurile care erau asociate, de ce n-am fost atent să-l pun, ce o să mi se întâmple acum că nu mă întâlnesc cu oamenii ăia, încercăm să ne găsim justificări, lasă că e bine că mai bine să nu plec, că poate pica avionul, deci iată exemple de raționalizare. Totdeauna totul are un plan, cine știe ce se întâmplă dacă ajungem acolo. Ce vreau să subliniez, că există o infinitate de posibilități de gânduri, da? Pe când, iată, emoțiile se rezumă la doar câteva. Deci, întotdeauna nu putem să ne controlăm, niciodată nu o să ne putem să ne controlăm gândurile, pentru că ele sunt infinite, dar putem să ne controlăm emoțiile, pentru că ele sunt într-un număr finit și pot fi înțelese și pot fi lăsate să se epuizeze ca energie. Se ardă, cum spune. Exact, să se ardă. Asta înseamnă inteligența emoțională, să lași emoția să fie trăită până se epuizează, pentru că ea se epuizează rapid. Ea durează câteva secunde, emoția. Ceea ce continuă este mentalizarea ei, gândul la ea. Dar emoția nu durează foarte mult.
Gândurile pot dura zile întregi, pot dura chiar și ani de zile, ne putem aduce aminte dacă intrăm în aceeași stare de aceleași gânduri. Deci, ce vreau să spun, stările, momentele de criză și problemele de viață se gestionează foarte clar, gestionând doar emoția, nu gândul. Și emoția trebuie lăsată să se epuizeze la nivel fizic și trebuie înțeleasă și contextualizată. O tehnică prin care ai putea să ne sugerezi că ar putea exemplu, putem să ne spunem această emoție care o simt acum și putem să o numim, da, simt frustrare. Este a mea? Nu, nu este a mea, este din câmpul impersonal de conștiință. Aș fi dispus să renunț la ea? Sigur că da. Deci, și atunci mintea deja cedează. Nu mai opune rezistență. Și în momentul în care mintea nu mai opune rezistență, tu poți să o simt. Vreau să simt acum emoția asta frustrării și o binecuvântare că o simt. Vreau să simt chiar mai mult. Și o lași pur și simplu să treacă. O observi, nu te atașezi de ea. Nu-i dai viață. O lași și la un moment dat ea se epuizează ca energie. Și în momentul acela starea ta se schimbă. Și atunci poți să înțelegi și semnificația, și am vorbit, da? Dacă da, tristețea e orientată în trecut, frica e orientată în viitor, furia e la momentul prezent, da? Bucuria este starea noastră de sănătate reală. Ne întoarcem la, exact. la ce spusese ca abecedar, ne întoarcem la principiul de bază, la spațiu. Da. Stimul da. Și răspuns, spațiu. Exact. Tot timpul da? Să-ți aduci aminte de acel spațiu, este elementar. Exact. 80% din oameni, din păcate, calibrează pe un nivel de conștiință sub 200 și am arătat că ei locuiesc cel mai frecvent la nivelul acestor emoții joase, da? Rușine, vină, frică, furie, da. Dorință, da? Și atunci este aproape imposibil de la acest nivel să rămâi conștient, să-ți dai voie, să lași un spațiu. Da? Să știi tot timpul că ceea ce tu ai ca emoție nu este a ta. Este exact, vital. Este impersonal. Este din frică. Da, toți o au. Da? Mulți oameni simt frică. Și apoi să înțelegi că stă în controlul tău exact. De a decide dacă vrei să-i dai putere sau să o lași să se consume. Dacă folosești intelectul, practic îi dai puterea asupra ta. E vorba de frustrare, orice emoție, panică, frică. Intelectul în general este copleșit de emoție și nu poate gestiona starea. Da? Gândul generează emoția, emoția amplifică gândul și intrăm într-o buclă și într-un dans din care nu putem să ieșim decât dacă ne detașăm. Și detașându-ne, dar această detașare este dificil de făcut dacă nu înțelegi semnificația emoției. Deci trebuie să știi alfabetul emoției, trebuie să știi semnificația emoției și cum se utilizează emoția. Și o să punctăm lucrurile astea pe parcurs. Mi-aduc aminte tot de infocor, când oamenii vin și spun, Doamne, ce vrei de la mine să-mi spui cu asta? Exact, și asta este un lucru foarte, foarte util. În momentul în care ajungi și îți spui ce dorește o voință mai mare ca tine, practic tu nu mai opui rezistență. Exact. Atunci s-ar putea să... Vrei să-i dai semnificația. La asta exact. Mă gândesc, apropo da? De, din nou, de înțelepciunea aceasta a poporului nostru, care de, cu cât discutăm mai mult, ne dăm seama că este extrem de bogată, dar uite că n-am avut această capacitate de a o traduce. De a, exact, de a o traduce. Da mai departe în generație, în generație, cu un nivel de însemnătate crescut, care să-i dea mai multă valoare. De a o teoretiza, cum facem noi acum, și a găsi elementele de aplicare practică. Da? Și ca să putem să structurăm un pic inteligența emoțională, îți propun să punctăm ariile de interes ale inteligenței emoționale. Și vom aborda motivația și inspirația. Deci ele aparțin domeniului de inteligență emoțională. Da? Vom aborda empatia și compasiunea. Vom aborda reziliența, vom aborda cunoașterea de sine și cunoașterea celorlalți și vom aborda influența. Influența ca expresie a leadership-ului. Deci la cunoașterea de sine și la cunoașterea celorlalți va trebui, cred că, să facem un podcast separat pe care să-l intitulăm Relațiile. Relațiile cu tine și relațiile cu ceilalți, pentru că acest domeniu este inepuizabil și cred că prezintă un interes major, pentru că spuneam de calitatea relațiilor depinde calitatea vieții noastre. Categoric. Și haideți să abordăm
cum am spus... Motivația. Motivația, da? Ce este motivația? Motivație înseamnă motiv de acțiune, dacă stăm să ne gândim. Da. Motiv de acțiune, da? Este, de fapt, drive-ul, combustibilul, da? De acțiune. Intelectul are nevoie de motivație pentru a pune corpul în mișcare. Da? Deci, motivația este, practic, o energie care spune start, da? Începi, da? Pune-te în mișcare, da? Cu un scop. Asta depinde de emoție, da? Deci, motivația este dată de o emoție, de o energie în mișcare, care, la nivel, este resimțită ca o senzație în corp și care te pune în mișcare. Acțiunea pe termen lung va trebui să fie susținută, dar ai nevoie de altceva pentru a-ți menține motivația, da? Nu e suficient să începi. Că mulți oameni încep o acțiune, dar exact. Nu sunt capabili să o termine. Ce anume îți menține motivația pe termen lung și acesta este claritatea locului unde vrei să ajungi și utilitatea acțiunii. Pentru că primești feedback instantaneu, da? Dacă merită să mergi mai departe sau nu. Uh-huh. Deci, am mai vorbit noi de asta la partea de mișcare și spuneam că e un acronim frumos, acționează acum. Și acum însemna acțiunea generează claritate, claritatea îți dă utilitate și utilitatea se întreține motivația până la capăt. Adică du-te până la capăt. Că una e să începi și una e să finalizezi. 100%. Da? Sunt două aspecte diferite. De da? Multe ori începem. Și atunci o să vedem că sunt personalități, tipuri de tipologii și personalități de oameni diferiți, care unii sunt capabili doar să înceapă, unii sunt capabili să finalizeze, da? Unii sunt să mențină procesul, da? Și lucrurile astea sunt importante și de asta e important să lucrăm în echipă. Da? Pentru că avem perspective și motivatori diferiți. Și acum, motivația, motivul acesta de acțiune este diferită în funcție de nivelul de conștiință al nostru, al minții noastre. Sub nivelul de 200 al conștiinței, motivația este inconștientă și este aservită dorinței. Oamenii aceștia se află în paradigma lui a avea. Motivația lor este dată exclusiv de a avea, de a acumula. Și majoritatea oamenilor, 80% aici locuiesc, da? Deci motivul lor este aservit dorinței, dorinței de a avea, identificându-se cel mai mult cu posesiunile lor. Deci am spus că motivația este inconștientă, iată, ei nu sunt conștienți de ce fac ceea ce fac. Pur și simplu ei sunt pe pilot automat, ei supraviețuiesc și consideră că a avea este cel mai important lucru în viață. Trecând peste nivelul de 200, oamenii care sunt între nivelul de conștiință 200 și 400 al conștiinței au o motivație de asemenea exterioară, dar de data asta este conștientă, pentru că ei știu ce vor să facă. Da? A face este următoarea paradigmă. Și oamenii care au depășit nivelul 500 de conștiință nu mai au nevoie de motivație exterioară, pentru că motivația devine interioară și este aliniată unor valori fundamentale ale adevărului. Și această automotivație interioară se numește inspirație. A fi aliniat valorilor spirituale înseamnă inspirație. Și cuvântul inspirație înseamnă în spirit. A trăi și a deveni varianta ta cea mai bună. Da? Deci inspirația este o motivație, automotivație interioară, conștientă, dată de satisfacerea celor mai înalte valori umane. Și o să revenim un pic. Da? Deci, în esență, motivația este fie subordonată inconștient dorinței, fie este un motiv de a face un lucru, a face o diferență, un scop meritoriu, fie este aliniat intrinsec inspirației divine interioare, da? Care se mai numește automotivație. Deci, există oameni automotivați care n-au nevoie
de niciun motiv. De exemplu, ceea ce facem noi aici este un act bazat pe inspirație, pentru că scopul nostru este de a contribui și de a le oferi oamenilor informație de calitate, drive motivațional, dar să-i și inspirăm, da? Să își pună întrebarea ce ar fi dacă și noi am face lucrul ăsta. Da? Și acest act de contribuție este un act care nu are nevoie de o motivație exterioară. Da? Noi n-am venit aici motivați neapărat de, ceva exterior nou, ci din dorința de nevoia noastră de a... Mi-aduc aminte de ce spusesei tu și e atât de cunoscut acest motto pe care Gandhi l-a spus, că fii tu schimbarea care vrei să o vezi în lume, care mi se pare că se aliniază foarte bine la ce spui tu acum, la această dorință de a fi tu o sursă de inspirație pe mai departe. Exact. Deci Gandhi practic te împingea să-ți faci un salt în conștiință, fără să-ți vorbească despre asta, punându-te în start în faza de acțiune cu gândul de a inspira pe ceilalți. Și de nu mai sta în starea aceasta de sub 200 de dorință. Da, inteligența te face să-ți dorești să schimbi lumea. Dar înțelepciunea îți revelează faptul că nu e necesar să schimbi lumea, ci e necesar să te schimbi pe tine. Și Gandhi la asta face referire într-o manieră inspirațională, el ajungând la un nivel de conștiință de 760 pe scala conștiinței, și de asta spune, devino tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Și am mai abordat tema asta la partea de intelect. Am spus că lumea este proiecția minții tale. Exact. Deci fiecare vede o altă lume și își vede imperfecțiunea minții sale și de aia crede că e nevoie să schimbe lumea. În realitate nu putem... Nu vrea să schimbe ego-ul, mintea, da, nu vrea să mintea, schimbe, e exact, perfect. Mintea, nefiind conștientă de mecanismul acesta de proiecție, vrea să schimbe, practic, imaginea din oglindă ori. Această imagine este ireală. Ceea ce trebuie să schimbi este în interior. Și e foarte... Să dăm un exemplu care poate că ne-a scăpat și mi-a venit acum și cred că e relevant. Ca să înțelegem cum funcționează mintea noastră, haideți să ne imaginăm o sală de cinema. Dacă ne aducem aminte, pe vremea noastră erau acele filme care se proiectau cu rolele. Da. Da? Era o sursă de lumină, rola se derula, se derula, erau secvențe și erau proiectat animația pe ecran. Și să spunem așa, sursa de lumină este viața din noi. Este acel observator, sursa de lumină. Rola de film sunt toate programele care rulează în mintea noastră. Convingeri, valori, softuri, tipare de gândire, de simțire, da? Și noi le proiectăm pe un ecran și ecranul este practic filmul pe care îl vedem, lumea pe care o vedem. Dacă conștientizăm că acea rolă este mintea noastră, tot ce vedem noi este produs de către noi, este produsul nostru. Deci ar fi o nebunie să dorim să schimbăm proiecția ecranul. De pe ecran, da. Dacă nu ne schimbăm sistemul nostru de convingeri și de valori. Cred că poate această metaforă s-ar putea să prindă și să producă un declic puternic la... Pentru fiecare parte, e clar că te ajută să înțelegi că lucrurile, încă o dată, se dovedește că sunt sub control și că poți să influențezi dacă tu începi acest proces de introspecție și de salt până la final, calitativ de data aceasta, poate și calitativ, dar și calitativ. Am spus, gândirii. Lucrurile astea nu trebuie făcute acumulând neapărat cunoștințe, ci mai degrabă stând într-o stare de aceasta de observație, de conștientizare, de acceptare, de renunțare, da? Nu trebuie să rezolvăm problemele cu intelectul, da? E mai bine să le observăm, să le analizăm detașat, da? Pentru că odată intrat în acea emoție, este imposibil să mai ieși din ea. Categoric, eu mă gândesc tot la fel de asta. Când erau... Cel puțin așa am cunoscut eu și am citit că erau anumite comunități de oameni în România care aveau sfatul bătrânilor, numeau ei, care nu se bazau pe capacitatea lor de
magazinarea informației, adică ce școli au avut. Exact. Înțelepciunea înseamnă nu să acumulezi informații, exact, ci să renunți la ele. Și din nou, era o formă, da, vezi, destul de avansată de cunoaștere pe care nu puteau raționaliza și etapiza. Ce spui tu este o modalitate de cunoaștere directă, experiențială a adevărului. Cunoașterea prin intermediul minții este o cunoaștere indirectă și întotdeauna nu te ajută să ajungi la adevăr. Tot ce înseamnă cunoaștere indirectă prin intermediul minții înseamnă doar a ști. Ori a ști niciodată nu poate substitui pe a fi experiența. Exact. În momentul în care ai o trăire, o conștientizare dincolo de minte, acel stare de flux sau de inspirație, acela este momentul în care îți dai seama cât de mică este mintea ta. Dar asta îți trebuie experiență ca să crezi lucrul ăsta. Da, și vezi tu că această putere a înțelepciunii a fost negată în ultima perioadă. Tocmai din cauza acestei minți, care a început să devină din ce în ce mai valorizată, adică oamenii au început să facă școli, universități și spune: hai mă, bunicule, lasă-mă că nu știi tu ce trebuie să se întâmple, nu mai știi tu care e problema și care sunt lucrurile importante. Dar bunicul se descurca când ieșea pe stradă. Și Zduricul se descurcă și se uită așa cu el cu, da, acceptare, exact, că ce are înțelepciune și spune, da, bine, o să vezi tu. Exact. Vezi, apropo de, din nou, de cât de perversă este mintea, în momentul în care o hrănești cu aceste justificări intelectuale, sunt inginer, sunt doctor, am făcut publicații științifice și știu, dar nu am de fapt această sursă de înțelepciune de care, exact, de care vorbești, care n-are legătură cu acumularea informației. Nu, nu. Are legătură cu experiența și înțelegerea, observarea și înțelegerea percepției. Exact cum am dat exemplu cu proiecția la cinema. Exact. Să ne gândim că, de fapt, noi suntem lumina, sursa acelui bec. Practic, noi observăm mintea. Ne putem observa mintea, ne putem observa acțiunea. Ne-ai povestit despre asta în podcastul, da, cu mintea. Asta este foarte relevant. Și dacă n-ați văzut podcastul acela, neapărat să faceți cumva să vă întoarceți undeva, să-l găsiți în revenind, baza și să-l, da, urmăriți. Revenind la subiect, la motivație, da, motiv de acțiune, da? Haideți să facem o corelație între motivatorii umani și inteligențele umane. Am vorbit aici de inteligența fizică, mentală, emoțională și spirituală. Cei patru R, dacă vreți, ca să-i reținem ușor. Rezultatul, da, este un factor motivator pentru oamenii care au predominant inteligență fizică. Vor să obțină un rezultat. Da? Sunt pragmatici. Exact. Da? Ăsta e cel mai puternic motivator. Nu este singurul. Da? Oamenii care sunt motivați de relație. Da? Pe unii oameni motivează mai mult relația decât rezultatul. Și acești oameni au o inteligență emoțională mai pregnantă. Aș spune că întotdeauna în viață este mai importantă relația decât rezultatul. Și cred că ăsta ar trebui să fie un element definitoriu, pentru că gândiți-vă, relația de familie, relația la locul de muncă ar trebui să fie mai importantă decât un rezultat de moment. Păi, n-aveți tu? Eu aprind becul pentru că mie mi se pare extrem de valoros când tu spui că rezultatul e mai important decât relația. Relația. Tocmai pentru că majoritatea prioritizăm rezultatul, exact, și condiționăm relația. Exact. Cu alte cuvinte, bă, dacă iese o colană oraș, ce mese mie? Nimic. Exact. Nu mai fac nimic, ca relație dată la o parte când am rezultat. Ceea ce este extrem, deci, de să important. Să punem relația înaintea rezultatului, da, că este, da, așa e firesc. Oamenii motivați de recunoaștere. Sunt atâția oameni care au nevoie de recunoaștere. Da? Aceștia sunt mai degrabă centrați pe intelect, pe inteligența mentală. Și sunt de... O să dăm câteva exemple. Ultimul R vine de la revelație, da? Oamenii care sunt inspirați și oamenii care au inteligență spirituală, da? Deci avem rezultatul, relația, recunoașterea și revelația. Hai să dăm niște exemple, da? Tehnicienii sunt oameni care sunt focusați pe obținerea de rezultate. Da? Ei trebuie să obțină un rezultat finit. Da? Pe relație sunt, de exemplu, artiști. Artiștii se hrănesc din conectarea cu publicul. 100%. Da? După aceea, recunoașterea.
au cei care fac un domeniu de expertiză la un nivel foarte înalt. Da? Ei sunt centrați în nivelul de expertiză pe care îl livrează pe piață. Da? Este un expert, să spun, de talie mondială. Da? Iar oamenii care sunt motivați sau inspirați, de fapt, de revelație, sunt cei care sunt centrați pe nevoia de a contribui. Da? Performerii și maestri. Ei au depășit nevoia de a livra rezultate, au depășit nevoia de recunoaștere, au depășit chiar și nevoia de relaționare și ei se centrează pe a oferi relevant ce... Acești 4 R crezi că putem să-i punem într-o formă de etapizare, să condiționăm? Nu cred că sunt condiționați. Cred că ar fi bine să găsești un echilibru între ei, pentru că asta ți-ar da perspectiva completă. De asta am venit să facem o abordare din toate unghiurile la acest podcast, nu doar o abordare mentală sau emoțională sau fizică sau spirituală, da? Deci, aș spune că este o corelație între motivatori și inteligențe. Oamenii au mai mulți motivatori, dar în funcție de inteligența care prevalează la fiecare, va fi un motivator care va prevala. E bine să înțelegem și perspectivele pe care noi nu le avem încă. Pentru că leadership-ul, așa cum spunea Stephen Covey, este un echilibru dintre toate cele 4 inteligențe. Și asta este abordarea completă. Da? Liderii înțeleg că altfel n-ar fi capabil să motiveze și inspire oamenii. Da. Ei înțeleg pe cei care sunt motivați mai mult de rezultat. Ei înțeleg pe cei care sunt motivați mai mult de relație, de recunoaștere. Da? Și asta este, de fapt, adevărata măiestrie, da? Echilibru în toate arile și a avea cât mai multe perspective. De-aia liderii sunt oameni deschiși la minte, da? Pentru a asimila cât mai multe perspective. Ei nu critică niciun punct de vedere. Ei își pun întrebarea ce pot învăța din această perspectivă. Da? Și de asta au această capacitate de a integra. Perspective multiple, da? Deci, aș spune că e important să ne conștientizăm poate ce ne motivează cel mai mult, dar e important să găsim și celelalte perspective. Și dacă vreți, l-am găsit la Daniel Pink, are o carte excepțională, Drive. El descrie cei mai puternici driveri motivaționali, umani. Și o să vedem, ei sunt denumiți autonomia, care este, să spun, trebuie să fie înțeleasă ca libertate de a decide și alege. Da? Deci autonomia. Da, da, este un motivator intrinsec puternic. După aceea, evoluția spre excelență. Este sinonimă cu creștere. Deci este un alt motivator interior. Și cel mai puternic motivator interior este semnificația, care este sinonimă cu contribuția despre care am vorbit. Deci, autonomia, libertatea de a alege și a decide, evoluția spre excelență, creșterea și semnificația, dacă faci ceva cu semnificație în folosul celorlalți, este contribuția. Deci, acești cei mai puternici factori, driveri motivaționali sunt, de fapt, automotivaționali și oamenii care au acești driveri motivaționali performează la cel mai înalt nivel. Da? Până la urmă, toată lumea își dorește libertate. Da? Și angajații obișnuiți, dacă le spui tu ce să facă, s-ar putea să-i demotivezi pentru că le încalci o valoare importantă, aceea de a decide ei ce să facă. De-aia cele mai... Probabil și pierzi capacitatea de a fi creativi în care dictezi niște lucruri. Cele mai performante companii asta au făcut. Da? Dacă ne referim la Steve Jobs, da? El nu a adus, nu a angajat oameni să le spună el ce să facă, ci a angajat tocmai pentru ca oamenii aceia să spună ei care e calea de urmat. Deci e important să le lași oamenilor autonomia, libertatea, da? Da. Pentru că
Fiecare om are un anumit spectru de competențe, de puncte forte, da? Care puse lângă alți oameni cu competențe și cu puncte forte complementare, generează o sinergie, da? Care amplifică și grăbesc evoluția spre excelență. Da? Deci, dacă ne uităm, aceștia sunt cei mai puternici motivatori intrinseci, da? Care până la urmă sunt asimilați automotivației sau inspirații. Dar ce ne inspiră cel mai mult? Să evoluăm la potențialul nostru maxim și să facem o diferență pozitivă în lume. Și cred că asta ar fi deja și o concluzie la tot ceea ce tu ai povestit până acum, că fiecare dintre noi ar trebui să rămânem motivați pe evoluția noastră. Sigur, și să ai permanent lupa pusă, mă, unde eram eu acum un an și unde sunt astăzi? Unde eram acum 10 ani și unde sunt astăzi? Și să fii permanent în această competiție cu tine, care, exact, cu tine, da. De care tu și mai ai și o distinție să îți monitorizezi progresul și să înțelegi că e mai important progresul decât perfecțiunea. O să ajungem la tipologia perfecționistului și o să facem această distinție. Da, este extrem, da? De vital pentru calitatea vieții. Deci atât de multe ori citisem, iartă-mă, Lucian, în care oamenii asta dădeau ca și traiectorie. Spunea, măi, oameni buni, înțelegeți că este momentul să vă opriți în a vă compara cu ceilalți și să vă uitați la voi permanent într-o situație de evoluție, pentru că starea de evoluție și de creștere îți dă un sentiment de calitate a vieții. Te face fericit, cu alte cuvinte. Și nu destinația, apropo, că e și cunoscută. Exact. Bucură-te de călătorie și nu de destinație. Bun. Progresul. Exact. Progresul este un motivator puternic pentru, chiar și pentru intelectul uman. Da, nu, eu mă gândeam acum și din prisma celor care ne ascultă și o parte dintre ei chiar sunt tot felul de programe implicate pe gimnastică, pe masterclass-uri, pe tehnici de relaxare și mă gândesc tocmai că de multe ori apare acea senzație că nu mai evoluezi. La fiecare dimineață. Da, te plafonezi. Exact. Cel mai simplu exemplu este atunci când te duci, de exemplu, să slăbești. Să slăbești, ai un parcurs bun și intri în platou. Ei, și acolo apare provocarea de cum te poziționezi în raport cu tine. Mm-hmm. Pentru că dacă faci greșeala să te uiți spre aia, păi n-am mai slăbit nimic, n-am mai să întâmpla nimic, e clar că nu ai înțeles de fapt că poate la un moment dat unul din ingredientele evoluției este timpul, exact, care trebuie să-l lași să se coacă, cum s-ar spune, prăjitura. Am făcut toate mirodenile, le-am pus în prăjitură și nu e gata prăjitura. Păi nu e gata, că trebuie să toate mai... la timpul lor, trebuie da, să le... exact. Ritmul lui de creștere. Exact, așadar, răbdarea asta cu tine însuți, să-ți dai efectiv răbdare să crești, indiferent de vârsta pe care o ai, să ai această maturitate, înțelepciune, cum tu ai numit-o foarte bine, să te uiți permanent la tine ca un fenomen de evoluție. Și când te poziționezi așa, eu știu sigur că toată lumea se uită și spune, da, mă, am crescut mupă ea cu 4 ani, ce gândeam eu acum? Și chiar sunt curios, apropo, de cei care ne urmăresc, să te poziționezi în această idee, care, bă, dar tu cum gândeai cu 4 ani și cum gândești exact, acum? Exact, este un exercițiu extraordinar. Și care vezi de fapt cât de mult ai evoluat. Ce mâncai, ce obiceiuri aveai. Deci sunt lucruri și care... E importantă perspectiva temporară să fie lungă. Da? Da? Pentru că nu poți atinge măiestria în 10 zile, dar poți atinge măiestria în 7 ani, într-un domeniu, zic. Da, 100%. Deci trebuie să ai perspectiva asta temporală lungă și când o ai, ai și răbdare. Când funcționezi doar pe gratificație instantanee, pe a satisface o dorință, ai o perspectivă pe rezultat limitată, de care tu povesteai. Exact. Deci de-aia zic, e mai importantă relația decât rezultatul. Relația ta cu tine, apropo, exact, de lucrul acesta. Ta cu tine și cu ceilalți ulterior. Siguranță. Dacă vrem să descoperim motivația reală a unui om, e nevoie până la urmă să-i punem de 4-5 ori întrebarea de ce faci ceea ce faci. Să zicem, un om zice, de ce vrei să câștigi mai mulți bani? Păi vreau să-mi iau o mașină. Păi și de ce vrei să-ți iei mașina aia? Păi vreau să am și eu un statut, să trec la nivelul următor. Și de ce vrei să ai acel statut? Păi vreau să am recunoaștere din partea colegilor, din partea familiei. Deci, nevoia de validare. Și de ce vrei să ai nevoia aia de recunoaștere? Păi pentru că mă simți împlinit. Vezi? Ajungem la esență. La da? Că de fapt, până la urmă, tot acea nevoie de libertate, de evoluție, de contribuție. Și vezi tu, prin exercițiul pe care l-ai dat, care este un extrem de bun, reușești să ai ceea ce tu povestisei în acea axă.
Claritate. Claritatea, da? În aceste întrebări exact. Repetitive de ce, tu reușești să-ți aduci o claritate puternică asupra nevoilor tale și astfel îți dezvolți inteligența ta emoțională. Când ai claritate, vei fi motivat întotdeauna pe emoții constructive, de iubire, de bucurie. Când nu ai claritate, vei locui în frică și vei fi motivat să eviți un pericol. În păcate, 70-80% din oameni se motivează pe frică. Și trăim în aceste momente. Tu povestești foarte bine de frica de moarte, apropo de de această controversă cu vaccinurile care au tot fost, să mă vaccinez, să nu mă vaccinez, în realitate era aceeași frică la bază. Și dacă tot vorbim de claritate, hai să răspundem la o întrebare extraordinară. De ce oamenii nu-și ating potențialul lor maxim de devenire? De ce nu ating varianta lor maximă? Și răspunsul o să-l găsim în câțiva pași. Da? Oamenii nu conștientizează că, de fapt, zona lor de potențial maxim se află exact circumscrisă zonei lor de talent, de vocație, de har cu care s-au născut. Orice om de pe această planetă are o vocație, are un har. Poate nu și l-a descoperit, dar cu siguranță are. Deci, majoritatea omului stând în zona asta de confort, de aparent confort, că nu este un real confort, în zona a ceea ce știu, da? Zona de supraviețuire, nu conștientizează că pentru a-și atinge potențialul trebuie să iasă din această zonă și să traverseze o zonă de disconfort pentru a ajunge exact în zona de talent. Puțini oameni reușesc într-o viață să performeze pe filonul vocației sau al talentului sau al harului. Deci, dacă conștientizăm că această zonă de talent se află în afara zonei de confort, înțelegem că orice ne scoate din confortul propriu este spre binele nostru. Da? Este un instrument de a ne cunoaște, de a ne de a învăța, de a ne dezvolta permanent. Era o imagine care spunea exact asta, că magia, și era un cerc așa desenat, și spunea că magia apare în afara cercului de confort. Exact, acolo este miracolul. Exact. Pentru că mintea din zona de confort nu concepe acea variantă. Îi se pare că e imposibilă. Da? După aceea, dacă conștientizăm că această zonă de talent ne scoate din confort, da, următorul pas este să dobândim claritatea asupra ceea ce ne dorim cu adevărat. Majoritatea oamenilor nu au claritate asupra ceea ce își doresc. Nu au stat cu ei să facă un proces intens de clarificare, care poate dura zile, luni. Poți să-ți scrii în fiecare dimineață un jurnal cu 5 sau 10 lucruri care ți le dorești. Și a doua zi, fără să te uiți la ce ai scris, să scrii din nou. Și să, fără să te uiți. Da. Și să vezi că după un anumit interval de timp, poate să fie 15-30 de zile, se întâmplă ceva extraordinar. Ți se clarifică dorințele. Da? Deci e foarte important să știi ce-ți dorești în viață. După aceea, oamenii nu își ating potențialul pentru că au convingeri limitative de care nu sunt conștienți. Aceste convingeri te țin în frâna de mână. Da? Adică te împiedică să ieși din zona de confort. Ce zic? A, nu pot, la mine nu-i posibil, n-am contextul, nu merit să fac lucrul ăsta. Deci ei se autosabotează. Da? Da. Deci au o stimă de sine scăzută, bazată pe convingeri limitative, nu pot, nu merit. Da? Și atunci este aproape imposibil să ieși de acolo. Următorul motiv pentru care nu își ating potențialul este că nu au combustibil să se ducă până la capăt. N-au acel drive, da? Care să-i mențină pe cale, să-și finalizeze proiectul. Și al patrulea este că oamenii nu își ating potențialul pentru că vor mai degrabă să realizeze singuri acel obiectiv, fără să colaboreze cu alții. Ori e cunoscut că cel mai înalt nivel și potențial pe care îl atingi este să faci echipă și să contribui semnificativ. Adică
De unul singur nu poți să-ți atingi potențialul. Pentru că ai nevoie să primești permanent feedback, dacă e, de la cei pe care îi servești. Așa zic, nimic măreț nu se poate realiza de unul singur. De unul singur, da? Deci, iată de ce oamenii nu își ating potențialul maxim de devenire. Și asta ține de inteligența emoțională, da? Deci, ei nu știu că zona de talent este în afara zonei de confort, nu au claritatea a ceea ce își doresc, au convingeri limitative pe care nu le depășesc, nu au combustibil motivațional, nu au benzină să se ducă până la capăt, să finalizeze proiectul și vor să facă de unii singuri, da? Este o atitudine egoistă, da? Tot mintea te minte. Tot mintea, da? Doar împreună cu ceilalți vei realiza ceva măreț, pentru că atunci apare fenomenul de sinergie, da? 1 plus 1 fac mai mult decât 2. Exact, nu mai fac 2. Da? Ceea ce ai nevoie de niște ani așa în care să rumești la ideea asta că 1 plus 1 nu fac 2. Da. Trebuie niște timp așa să rumești la ea. Bun, deci am descris aceste zone de confort, zone de disconfort, zone de talent și să punem punctul pe ei că inteligența emoțională este cea care te ajută să ieși în control din această zonă de confort. Pentru că te ajută să depășești frica cu ajutorul curajului. Te ajută să traversezi zona de disconfort, care e o zonă de învățare. Da? E o zonă de creștere. Și de-abia apoi să ajungi în zona ta de talent, pe filonul vocației, unde să fie revelat întreg potențialul. Deci curajul, practic, este cea scânteie care îți dă impulsul să inițiezi și apoi să reușești să... Dar curajul este dincolo de mândrie. E dincolo. Da? Mândria este o limitare în sensul că te ține și... Cum îți spune mintea? Îți spune foarte frumos. Stai în banca ta, nu te duc acolo. Capul plecat, sabia nu-l taie. Ce mă, ți-au rău cu binele? Exact. Cam asta e ceea ce îmi vine în minte, apropo, din folclor și convingeri limitative. Băi, mi-a venit o idee, vreau să fac asta. Stai acolo. Ce ai mă, ți-au rău cu binele, vrei să pleci de la companie? Unde te mănâncă? Stai mă, banca ta, pe vremurile astea nu se fac astfel de decizii. Cam asta e ceea ce regăsim. Deci am vorbit de motivație și inspirație și ca să încheiem cu o vorbă frumoasă, putem să spunem că un gram de inspirație valorează mai mult decât o tonă de motivație. Și asta este un lucru foarte profund, îl spune foarte mult Andy Secchi în cursurile sale. Zicerea vine dintr-o parafrazare tot al Mahatma Gandhi, care spune că un gram de practică valorează mai mult decât o tonă de teorie. Și iată, inspirația este acea experiență, da? Acea aplicare a teoriei și ăsta este scopul, să dăm atât partea de teorie, dar și aplicația ei. Pentru că aminte, apropo de asta, cum se spunea tot la fel, că a ști și a nu pune în practică, de fapt, e egal la nu știi. Da, este niciodată. Să visezi, da? Înseamnă să visezi. Da, noi ne-am lovit foarte mult. Vezi tu că eu regăsesc în ceea ce tu povestești foarte mulți oameni care am stat de vorbă, în care efectiv vedeam cât de multe știu și cât de puține fac. Vedeam un contrast atât de mare între calitatea ideilor și calitatea vieții. Era foarte mare. Acum găsim și explicațiile pentru care nu fac. Da? De cele mai multe ori sunt convingerile limitative. Acestea nu sunt conștientizate, nu sunt scoase la lumină. Pe de-o parte. Dar pe de altă parte, în capul meu se întâmplă și fenomenul de vulnerabilitate față de care ego-ul nu vrea să pășească. Pentru că curajul, în mintea mea, din ceea ce tu îmi povestești și ne duci aici, curajul vine la pachet cu vulnerabilitatea. Sigur că da. Când ai curajul să te vulnerabilizezi, să recunoști că ai și puncte slabe... Exact. Hai să fac asta. Ce trebuie să peste... fac? Nu știu ce trebuie să fac. O să vreau să învăț. Deci nu știu. Exact. Deci sunt vulnerabil. Admis că nu știi. Și atunci ego-ul mă gândesc că... Cer ajutor. Nu prea îi place. Ego-ului nu-i place să ceară ajutor. O să discutăm aspectul ăsta la partea de relații, că vine perfect. Super. Perfect pe ceea ce tu ai ridicat acum. Hai să continuăm cu a doua aria inteligenței emoționale, care este empatia. Empatia și compasiunea. Ce înseamnă empatie? Empatia este găsită în literatură sub forma pur și simplu a cuvântului empatie, dar el are mai multe dimensiuni. Da? Empatia înseamnă să înțelegem ce gândește un om. Asta este o empatie de tip cognitiv sau o empatie rațională.
Da? Poți să sesizezi ce gânduri are un om. Poți să înțelegi gândurile lui. Un al doilea tip de empatie este empatia de tip emoție, da? De a înțelege ce emoție trăiește un om. Și asta este, de fapt, empatia propriu-zisă la care se face referire în literatură. Dar mai există o formă de empatie, a înțelege ce gândește, ce simte și cine este un om. Aceasta se numește compasiune. A înțelege starea de a fi a cuiva, perspectiva lui de viață, înseamnă a avea compasiune. A-l înțelege. Și e o mare diferență între empatie și compasiune. Dacă empatia îți arată ce gândește sau ce simte, compasiunea te face să înțelegi în totalitate perspectiva unei ființe umane. Și în momentul în care poți să înțelegi perspectiva fiecarei ființe, îți dai seama și ai o revelație că oamenii nu sunt nici buni, nici răi, sunt doar neevoluați pe scala de conștiință. Și aici pot să dăm un exemplu fabulos de ce înseamnă compasiune. Dacă ne imaginăm momentul răstignirii a lui Iisus pe cruce, în agonia de dinainte, el rostește cuvintele: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. El nu opune rezistență, nu încearcă să se salveze din situația aia, nu îi critică, ci le dorește să fie iertați, pentru că nu știu ce fac. Aceasta este cea mai înaltă formă de compasiune. Asta este, într-adevăr, a înțelege... Pe ce scară, pe ce nivel exact, de afli aceste scări. Compasiunea îți dă acea perspectivă de a înțelege toate perspectivele umane, care nu sunt bune, sunt rarele, sunt diferite. Oamenii sub 200 au o perspectivă a vieții, oamenii peste 200 au o altă perspectivă, oamenii peste 500 cu totul altă. Care nu este bună? Nu există bun sau rău, nu există superior sau inferior, există diferit. Și cel mai bine e înțeles dacă ne gândim la curcubeu. După ploaie, când apare curcubeu, vedem spectrul de cele 7 culori. Roșu nu e mai bun decât galben, e doar diferit. Și este și acest spectru al nivelelor de conștiință. Oamenii nu sunt buni sau răi, sunt diferiți, pentru că asta face universul complet, acoperă tot spectrul de energie. Când înțelegi că fiecare e la locul potrivit, în momentul potrivit, înțelegi că toată această creație manifestă este perfectă așa cum este și că n-are nevoie să fie schimbată. Schimbarea este doar o iluzie dată de imperfecțiunea minții și incapacitatea ei de a înțelege întregul. Dar lumea aceasta pe care noi o vedem, creația, este perfectă așa cum este și la nivelul compasiunii, care este o vibrație înaltă, la nivelul 540, este revelat experiențial acest lucru. De asta este greu de acceptat, poate, de intelect lucrul ăsta. Până nu-l trăiești, nu poți să... poți doar să crezi, dar să ai experiența și certitudinea doar atunci când vei avea această stare de a fi. Deci, asta este compasiunea, da? Deci, depășește empatia, da? Și empatia și compasiunea, în profesia pe care eu o fac, mi se par lucrurile fundamentale, da? Pentru că dacă nu înțelegi perspectiva fiecărui pacient, unicitatea lui și suferința lui, nici n-ai cum să faci, să-i aduci un plus de valoare, pentru că nu știi ce are el cu adevărat nevoie. Când un pacient intră pe poarta spitalului, nu neapărat durerea lui este cea mai importantă, ci suferința lui, ci nevoia lui de a stabili o relație de încredere cu cineva care să-l ajute și să-l îndrume, da, spre vindecare. Nu de puțin, da? Ori oamenii asta și subliniază că calitatea actului medical a fost 100% influențată de gradul de empatie. Exact, de calitatea relației cu medicul. Da. Da? De nivelul de... Nu spune, băi, e un medic bun că mi-a prescris nu știu ce pastile, mi-a făcut nu știu ce, nu spune. E un medic extraordinar, cum a vorbit cu mine.
Eu acest feedback l-am, exact. Cel puțin din partea celor care am avut consultații și la fel medicul nostru de recuperare, doctorul Alin Popescu, la fel care sunt oameni aproape, oamenii când ne dau feedback, ei de așa ceva se leagă. Dom'le, pe mine m-a impresionat cum a vorbit cu mine. Deci gradul de empatie pe care l-a avut, cu alte cuvinte, de compasiune. Nevoia de înțelegere. Și nici de cum de competențele medicale. Astea vin după aceea, sunt obligatorii și cu siguranță, indiscutabil. Dar calitatea actului medical, asta vreau să spun, că tot ai deschis acest subbalier, calitatea actului medical nu e dat de competențe. Ăla e un lucru care stă la bază, fără de care nu ai să faci cu act medical, dar calitatea actului este dat de empatie. Exact. Și o să abordăm acest subiect la partea de relații. Da? Pentru că relația medic-pacient vine dintr-o experiență de o viață și vă pot da niște distincții pe care eu le-am experimentat și cred că va fi relevant. Deci, siguranță. Acesta este empatia și compasiunea, da? Un alt domeniu al inteligenței emoționale. Să trecem la al treilea, reziliență. Da? Auzim cuvântul acesta, da? Din ce în ce mai frecvent este auzit. Reziliență, din punct de vedere tehnic, ar însemna rezistență, dar din punct de vedere al inteligenței emoționale înseamnă mai mult. Înseamnă, pe de o parte, rezistență, dar nu în sensul de rezistență de care am vorbit noi, pe care o pune mintea, ci în sensul de tenacitate, de determinare, de hotărâre, de a rămâne neclintit în fața obstacolelor, în fața problemelor vieții, pentru a le depăși. Deci, e această rezistență în sens de tenacitate, plus flexibilitatea modului de abordare. Uh-huh. Deci, reziliența, asta înseamnă într-o abordare completă. Hotărâre. Determinare și tenacitate, da, pentru că știi. Și capacitatea de a adapta. Vei răzbate, vei ajunge și de vei deveni mai puternic, dar ce nu te omoară, te întărește. Din nou, exact. Și flexibilitate, pentru că ai nevoie de o minte deschisă, flexibilă, care să schimbe abordarea dacă ceva nu funcționează, pentru că a rămâne centrat pe ego înseamnă a fi inflexibil. Ego este inflexibil. Și mândria te face să rămâi inflexibil. Da? Vedem de ce nu se înțeleg politicienii, da? Datorită inflexibilității. Niciunul nu vrea să cedeze pentru că consideră că e un gest de slăbiciune. Da. Din contră, flexibilitatea este expresia unei înțelepciuni. Da? Deci trebuie să schimbi abordarea până când funcționează. Că nu poți să te duci ca musca aia care vrea să iasă pe geam și să lovește în perete până cade și moare. Da, asta fac majoritatea. Nu, asta fac. Da? Atunci, flexibilitatea este utilă. Se spunea vorba aia lui Einstein, nu se face același lucru. Nu întâmplă doar dată. Deci, pe ce se fundamentează în esență reziliența? Pe această flexibilitate care ține de optimism, ține de speranța și până la urmă ține de încrederea în tine, într-o stimă de sine autentică, a cine ești cu adevărat. Și de a ști permanent că există o soluție. Întotdeauna. Întotdeauna, cum ți-ai subliniat, dar care poate acum nu ai. Dar te duce înainte că știi că există. Exact. Chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă mentalul, ego-ul tău îți va spune, nu înțelegi că nu se poate, tehnic, nu se poate. Da. Aia doar e o convingere limitată. Exact. Asta este, cred că, una dintre cele mai puternice lucruri pe care le avem de transmis, tocmai pentru că dacă asta devine o convingere, mai ales în lumea medicală, mai ales că, de fapt, cine a adus saltul în orice domeniu? Acel om care spunea tot timpul, eu știu că se poate, nu știu încă cum. Dar sigur se poate diferit. Acel de ce, da? Înlătură orice cum, până la exact. Urmă. Da? Deci, motivul, și când motivul este inspirațional de a aduce o contribuție valoroasă, vei găsi și calea, și pașii de a găsi soluție. Întotdeauna există vin. În acest câmp de care tu ne-ai povestit atât de mult, există soluții infinite la care poate încă n-ai în acces. Deci în universul moment. Este infinit și are soluție la orice. De fapt, problemele, în esență, sunt doar în mintea noastră. Soluțiile sunt la tot pasul în câmpul de conștiință. Da, tu ai spus un lucru extrem de valoros mai devreme și nu l-am semnalizat, dar o să-l semnalizez, în care ai spus că, de fapt, lumea e perfectă așa cum este. Da. Mintea, de fapt, este cea care este imperfectă. Exact. Și nu acceptă din cauza ego-ului că
Problema e acolo, în inside. Este inflexibilă, este rigidă, este doar centrată pe rola aia. Ea crede că doar rola aia este realitatea. O realitate este infinită. Da. Nu încape în mintea omului toată realitatea. Și de asta trebuie să schimbăm paradigma de la a ști la a fi. A fi. Da? Asta este schimbarea majoră. Este conectată de acel pod, exact, de care ai spus, de a face cu a fi. Da. De care este de face, trebuie dat să de granița la curajului. De la... pe care trebuie să-l experimentezi. Odată trebuie să depășești prin curaj să-ți deschizi mintea, da, și în al doilea rând trebuie să-ți deschizi și inima. Da? Pentru că dacă nu ai compasiune, și Iisus ne-a predat și compasiunea, da? Nu poți să înțelegi că toate perspectivele umane par reale. Și fiecare vede, din punctul lui de vedere, ceva care îi se pare real. El, nevăzând totalitatea, da, va avea o perspectivă limitată. Da? Deci, încheiem reziliența, haide să ajungem la cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine și cunoașterea celorlalți. Se spune că atunci când te cunoști pe tine, devii liber. Da? Te eliberezi de închisoarea minții, de această inflexibilitate a ego-ului și îți dai posibilitatea să experimentezi și să vezi câte posibilități și potențialități infinite există în acest univers. Și în momentul în care devii liber, ești un lider autentic, pentru că deja îi cunoști și pe ceilalți. Și partea asta de cunoaștere a celorlalți o să o discutăm în un alt podcast de relații. Dar revenind la cunoașterea de sine, cunoașterea de sine autentică, da, se bazează, are ca fundament, să spun, sentimentul propriei valori. Adică stima de sine, se vorbește în inteligența emoțională, stima de sine. Deci stima de sine, să reținem, este această valorizare a propriei identități, a sinelui tău autentic, încrederea și respectul față de viață. Deci asta este o stimă de sine autentică, pentru că există o încredere sau o falsă, un fals sentiment sau un sentiment de sine, să spunem, bolnav. Atunci când te supraevaluezi sau când te subevaluezi. Cine se supraevaluează? Ego-ul. Și ego-ul și intelectul. Și intelectul. Și am dat exemplul asupritei. Asupritorul și salvatorul, da? Deci se supraevaluează. Invers, când ne subevaluăm, tot ego-ul are acest tertip de a se și subevalua. El pozează în victimă. Da. Da? Se hrănește tot din negativitatea pe care o extrage, da? Deci avem o stimă de sine sănătoasă care este aliniată cu smerenia și este autentică și pe asta se bazează reziliența, pe asta se bazează compasiunea, pe asta se bazează întreaga inteligență emoțională, dar avem și o stimă de sine, stimă de sine bolnavă care se bazează pe mândrie. Da, e o linie de demarcație fină. Foarte fină. Fină de tot. Foarte fină. E foarte... Cum recunoști foarte simplu un om care are o stimă de sine autentică și unul care are o stimă de sine bolnavă, da? Umorul face distinția destul de rapidă. Oamenii mândri, nu sunt capabili să râdă de ei. Nu sunt capabili să recunoască, bă, ce prostie am spus. Da? Da? Măcar în mintea lor. Da? Ce genial ai fost! Da? Așa pe când, așa pe când un om cu stimă de sine autentică n-are nicio problemă să recunoască lucrul ăsta și, cum spuneai tu, n-are nicio problemă să se vulnerabilizeze. Exact. Deci, de fapt, aici capacitatea ta de a te lăsa vulnerabil, cred că exact, este un instrument practic de autoevaluare, sigur că, a acestei stime de sine. Da. Dacă tu recunoști că de fapt, aici e capcana, nu? Când spui, băi, eu am încredere în mine, mă, că știu că sunt deștept, că pot să o fac. Și, uite, cred că nu e așa. Cum să nu fie? Eu cred că pot să o fac. Deci, practic, incapacitatea, inflexibilitatea ta de a vedea și alte opțiuni și de a vedea lucrurile, de fapt, da, te rigidizează, te rigidizează, da, și te blochează într-o falsă imagine de sine. Deci, ăsta e un semn distinct. Da? Un om care râde de el și recunoaște imediat, da, am greșit. Nici o problemă, da? Nu le știu nicio pe toate, da? Este un om autentic, pe când un om care încearcă să mascheze lucrul ăsta, da, este în mândrie și el e la o limită de câțiva milimetri de a căștia în rușine, când e demascat.
Da. Și cade în acea... Vă dați seama ce fricțiune interioară are acel om care se supraevaluează și pozează în ceea ce nu este. Da? Da? Să nu se afle, exact, să nu exact, se afle, exact, să nu se afle. Asta e, deci, asta e o stimă de sine bolnavă, ego-ul, da? Mândria. Nu e autentică, pentru că se bazează pe falsitate. Mă gândesc ce fel de patologie ar putea dezvolta o asemenea mândrie falsă. La ce patologii reale, fizice, poate, nu doar acestea. Păi vă dați seama că toate astea, emoțiile astea distructive, la un moment dat, starea asta de tensiune în corp, stresul ăsta somatizează și da, poate să se exprime oriunde. Bolile cardiovasculare au ca și etiologie acest stres, da? Care este recunoscut că produce și ridică mortalitatea și morbiditatea. Mă gândesc acum la tot felul de perspective ale vieții și cât de multe ori ne îmbolnăvim, nu doar din perspectiva asta a imaginii de sine a omului performer, ci de multe ori în viața de cuplu vine ideea. Știi, când spui, eu nu vreau să arăt că familia mea se zdruncină. Da, da, da. Nu se poate. Deci apare o fricțiune internă, sigur, da, bazată pe minciună. Cu un consum de energie. Și e fantastic. Da, și... tocmai ca să pozezi către exterior, către un cuplu care se înțelege, o familie unită, perfectă și lucrurile merg. Și revenind la cunoașterea de sine, dacă tot ai spus, când te cunoști pe tine, părerile celorlalți nu mai contează. Când nu te cunoști pe tine, părerile celorlalți sunt mai importante decât... Cum e vorba aia, nu ce zice lumea, dar ce au zice lumea, trăiești cu ea. Ce de mult îmi plac mie poveștile astea din folclor. Asta tot vin în minte, că mi se pare atât de puternice și cu ajutorul tău le dăm atât de multă valoare în momentul de față, că vedem totuși cât de adevăr și cât de înțelepciune se află în aceste zicale așa din bătrâni. Să mergem la următoarea arie a inteligenței emoționale, care am spus, influența. Și aici va trebui să facem o distinție între influență cu integritate și influență fără integritate, care este asimilată manipulării. Auzim tot timpul de manipulare, dar de unde vine acest termen? Manipulare vine de la de îndemânare, de la mânui. Manipula. Exact. El a căpătat o conotație negativă aici. Manipulatorul este un om care influențează fără integritate, deci nu este un om onest, pentru a constrânge pe celălalt sau pe ceilalți să facă sau să nu facă ceva cu scopul de a obține un beneficiu, un interes personal. Deci nu urmărește în intenția ca amândoi să câștige. Da. Influența cu integritate este cu totul altceva, deci manipularea calibrează sub 200, ca să o să știm pe scală, da? Influența este întotdeauna cu integritate, este peste 200, da? Influența este un proces prin care îl asiști pe interlocutor să ajungă la concluzii care se suprapun cu așteptările sale, cu beneficii mutuale, adică reciproce pe termen lung. Asta este o definiție a persuasiunii, de fapt, dată foarte frumos de Andy Secchi, da? Și cred că se potrivește, da? Deci persuasiunea este un proces, da? Deci nu e un moment. Da. Nu vii odată și dai o țeapă sau... Da? Exact. Este un proces pe... De suprapunere, de timp, da? Exact. Foarte bine. Da? Beneficiile mutuale sunt esențiale și pe termen lung, iată perspectiva temporală de care ziceam, să ai timp, să devii, da? Deci, influența, cum spune John Maxwell, leadership este influență, nimic mai mult, nimic mai puțin. Și cum spune Covey, leadership-ul definește ca echilibru dintre toate inteligențele, fizic, mental, emoțional și spiritual. Practic, când auzim de influență, practic... e sinonim cu leadership. Leadership înseamnă a trăi viața la cel mai înalt potențial, de a satisface cele mai înalte valori umane de creștere și de contribuție, de a face o diferență pozitivă în jurul tău, da? Și ea se are ca fundament caracterul și competența. Da? Din cine ești și din ce competențe ai. Și crezi că acest leadership, această capacitate a noastră de a influența pe ceilalți de data aceasta, se poate manifesta exclusiv în mediul acesta al
companiilor, al business-ului, sau poate exista și o micro-influență la nivelul societății în care tu ca vecin îl inspiri pe celălalt vecin să avem grijă de grădina din fața blocului? Ar trebui să fii prima dată leadership-ul personal. Deci să fii liderul propriei tale vieți. Cum știi că ești liderul propriei tale vieți? În momentul în care ai depășit nivelul de 200 al conștiinței, îți asumi responsabilitatea 100% pentru viața ta. Până la nivelul de 200 al conștiinței, oamenii nu-și asumă responsabilitatea 100% pentru viața lor. Pentru că ei funcționează în mod inconștient și sunt reactivi și substituie responsabilitatea cu învinovățirea celorlalți. E mai ușor să-l învinovățesc pe celălalt de nefericirea mea decât să-mi asum responsabilitatea că eu sunt sursa acestei nefericiri. Odată cu evoluția nivelului de conștiință, se schimbă câmpul de energie și oamenii devin responsabili pentru viața lor. Dacă sub 200 nivel de conștiință oamenii spun că operează destinul, acesta fiind doar o justificare a nefericirilor, peste nivelul 200, spun că operează liberul arbitru. Au libertatea de a alege și a decide. La nivele mai înalte de conștiință se transcende și această dualitate, destin liber arbitru, și se constată de fapt că viața se exprimă în mod spontan. Da, e suficient să înțelegem că trebuie să ne asumăm responsabilitatea 100% pentru viața noastră. Pentru că leadership înseamnă să-ți asumi responsabilitate mai mult de 100%. Și pentru cei care nu-și asumă responsabilitatea, pentru că ăsta e rolul unui lider. Da? Nu poți să fii lider dacă tu nu-ți asumi măcar 100% pentru viața ta. Liderul este cel care vine și își asumă și pentru ceilalți acest rol de îndrumător, rol de a-i crește, rol de a crea sisteme sustenabile. Da? Ceea ce facem noi aici este un leadership. Da? Pentru că scopul nostru e de a motiva și inspira oameni, da, să ni se alăture în proiecte pentru a putea individual fiecare să-și producă o schimbare. Și până, da? La final să devine sursă de inspirație. Deci, acum, dacă luăm instituțiile statului, da, putem spune că acolo nu există leadership. Acolo există manipulare. Toate instituțiile, majoritatea, să spunem, nu chiar toate, majoritatea instituțiilor statului sunt non-integre, funcționează pe constrângere. De fapt, și esența managementului este constrângere. Și autoritate. Da, exact. Da? Deci nu avem un leadership, din păcate. Și cel mai înalt nivel de leadership este acela în care liderii creează alți lideri. Ori lucrul ăsta nu prea îl întâlnim nicăieri. Sunt foarte puține companii care au așa ceva. Putea să denumim Apple. Da? Lideri care creează lideri. Nu companii sau partide care, în momentul în care se fac alegeri, se schimbă șeful de partid, îl exclude pe celălalt. Se rup partidele, da? În două, exact. Ce da. Despre ce vorbim? Deci, nu avem când leadership. A ieșit un lider, s-a rupt și a făcut propriul lui partid. Cam asta e capacitatea de cooperare, apropo, exact. De ce povestești. Deci, în concluzie, sunt puțini oameni care sunt liderii propriei vieți și, din păcate, nu avem un leadership autentic la nivel național și asta am considerat-o și am spus-o mereu, cred că este principala carență noastră, a românilor, a societății noastre din prezent. Și fundamentul acestei influențe este bazat pe capacitatea de a comunica autentic cu ceilalți. Că degeaba ești tu, ai un nivel înalt de conștiință dacă nu ești capabil să exprimi o viziune, să arăți o cale, să-i îndrumi pe oameni, să le oferi ce este relevant pentru ei, să te conectezi cu ei, pentru că conectarea e cel mai important. Deci, în conectare, ne conectăm inimă la inimă, nu minte la minte. Am spus că emoția este cea care convinge pe cineva, nu argumentul logic, chiar dacă pare. Așa ne justifică. Da? Exact. Oamenii emoționali, majoritatea, care sunt sub 200, sunt convinși exclusiv de emoții și, din păcate, sunt conviși de emoții bazate pe frică. Oamenii raționali
sunt convinși tot de emoții, numai că ei rămân conștienți de acele emoții și au libertatea să aleagă sau să decidă dacă se lasă sau nu influențați. Asta este singura diferență. Da? Deci fiecare om până la urmă poate fi influențat pe tiparul lui de influență. Da? Pentru că fiecare se influențează în mod diferit. Da? Și nu trebuie să cădem în greșeala de a influența pe ceilalți așa cum ne influențăm pe noi, că nu funcționează, că de-aia nu funcționează. De-aia nu funcționează, exact, foarte bine. Nu funcționează, pentru că noi avem, dacă rămânem inflexibili în perspectiva noastră și credem că toți sunt la fel ca noi, ne înșelăm și o să vedem, bă, dar nu funcționează influența. Păi nu funcționează pentru că n-ai folosit cheia potrivită. Exact, atât da? De simplu. Fiecare se deschide cu o cheie, da? Exact. Și ca să arătăm de fapt că ca să influențezi un om este mult mai ușor să-l inspiri decât să-l motivezi. Să-l inspiri din cine ești tu, cu viziunea ta, cu energia ta, pentru că atunci când manifeste această energie, entuziasm, radianță, aceasta este contagioasă și oamenii în mod inconștient sesizează lucrul ăsta. Se simt atrași. Da? Și nu știu de ce, deci generează acest carism, acest magnetism, dacă vrei, și asta îi face să se apuce și ei de treabă. Da, măcar să facă primul pas. Apropo, aduc aminte de exerciții, apropo, de treaba asta. Dacă eu știu ce s-a întâmplat pe platforma Restartic și modul nostru acesta online prin telemedicină, până la început am fost puține, așa, vreo 30-40 de oameni, suntem mii de oameni acum care fac peste tot în țară, în străinătate, simultan cu noi exerciții și care, într-adevăr, această bulgăre de inspirație funcționează. Hey, liderii care au, într-adevăr, influență și-au depășit aceste limitări ale minții, da? Au trecut peste rezistența pe care o pune mintea, deci acceptă toate perspectivele, da? Nu le categorisesc bune sau rele, nu se poziționează în ceea ce privește perspectiva unuia sau altuia, da? Nu sunt atașați de emoții, da? Le privesc în mod detașat și atunci intelectul lor nu este copleșit de emoție, da? Lasă acces la un câmp de energie, de inspirație și ăla e vindecător până la urmă. Categoric. Eu abia aștept să povestim și despre relații, că sigur o să ajungem într-un nou podcast să povestim așa în extenso, căci cred că este un subiect atât de important. Din nou, dacă am vorbit prima oară despre abecedarul emoțiilor, eu astăzi simt că ne înveți adunarea. Dacă alea a fost sigur, nu dețin și eu adevărul absolut și eu am o perspectivă limitată, da? Cu siguranță. Poate puțin mai bogată decât a majorității oamenilor, dar acest domeniu al inteligenței emoționale este infinit. Pentru că problemele de viață sunt infinite. Și inteligența emoțională cu aceste aripi pe care le-am descris are o utilitate practică în a rezolva problemele și crizele de viață, am spus. Pentru că nu le putem rezolva cu intelectul. Și acum, ce este o problemă? Da? O problemă e ceva mai mic, da? O emoție. Da? O criză este poate un complex emoțional. Da? Criza poate să fie un divorț, un deces, da? O pierdere a locului de muncă, da? Deci ne confruntăm cu foarte multe probleme și crize și, din păcate, oamenii fac greșeala vrând să le rezolve cu intelectul. Ori ăsta este momentul în care ar trebui să conștientizăm că e nevoie de altceva pentru a le depăși. Și acest altceva este această inteligență emoțională. Da? Am vorbit despre emoții, despre semnificația lor, despre control și despre utilizarea lor. Ca să putem să ne dezvoltăm o inteligență emoțională, trebuie să ne deschidem în primul rând, să avem o minte deschisă și să acceptăm faptul că va trebui să o învățăm. Nu ne naștem cu ea. Poate unii au o predilecție. Dacă inteligența mentală este de la naștere, da, căile anatomice și fiziologice sunt deja stabilite, deci IQ-ul nostru este constant de la naștere și până plecăm. EQ-ul nu ne naștem cu el, dar partea bună este că se poate învăța și se poate învăța la orice vârstă.
Da? Se poate învăța. Alfabetul emoțiilor se poate învăța. Semnificația emoțiilor o putem. Da? Felul în care putem să gestionăm problemele și crizele vine din practică. Da? De fiecare dată când avem o problemă sau o criză, în familie, la serviciu, da? E un moment în care să conștientizăm, să observăm, să ne dăm seama că intelectul nu e cazul să intervină, pentru că el opune rezistență și creează mai multe gânduri și mai multe emoții. Trebuie să înțelegem că emoția trebuie lăsată să se epuizeze ca energie. Da? Pentru că odată epuizată, ea nu va mai fi, nu va mai avea atâta putere asupra intelectului și atunci intelectul poate să o înțeleagă, dacă este o emoție, sau poate să înțeleagă un complex de emoții. Eu înțeleg din partea ta faptul că problemele sunt, de fapt, antrenamentul. Exact. Este locul exact. În care să te bucuri, să ai oportunitatea, exact. Că, mamă, ce bine, acum pot să mă antrenez. De-aia sunt și date. Problemele și crizele de viață sunt oportunitățile cele mai mari de a face salturi. De creștere. Și grozav, asta e o idee care e bine să o reținem, pentru că de multe ori mintea funcționează invers. De-aia ne sunt date. Problemele sunt date să evoluăm. Maica Tereza spunea că știu că Dumnezeu nu o să-mi dea mai mult decât pot duce. Pot duce. Și completează, sper să nu aibă atâta încredere în mine. Deci, iată, exact. Spune, da? Pentru că la momentul potrivit, dacă ești pregătit, ți se dă o problemă sau o criză tocmai pentru a o depăși. Și e o vorbă foarte frumoasă. Pe o mare liniștită nu cresc marinari scusiți. Că nu se confruntă cu furtuni, nu se confruntă exact. Cu dificultăți și atunci de unde să învețe? Deci toate aceste crize și probleme de viață sunt momente unice în care putem cunoaște pe noi și putem să aplicăm aceste tehnici de inteligență emoțională. Și cel mai simplu este să ne readucem aminte că emoția pe care o simt eu, oricare emoție, da? Este din câmpul infinit și impersonal al conștient. Nu e a mea. Și atunci când spui, mă, nu e a mea, o mai trăiesc și alții, da? Sau mai lovi și alții. Și atunci nu-i mai dăm valoare. Nu numai mie mi se întâmplă lucrul ăsta, da? Ea va trece oarecum, da? Și să ne aducem aminte că e suficient să o lăsăm, să o simțim pur și simplu. Pentru că asta înseamnă inteligența emoțională. Să lași emoția să se exprime și să treacă. Nu să-i opui rezistență, pentru că atunci o perpetuezi. O amplifici. Amplifici gândurile care amplifică iar emoții. Da? Acest dans, gând, emoție... Bucla de care ai pomestit. Da? Ești pierdut. Nu mai ai nicio șansă. Devii inconștient. Și atunci când înțelegi că poți să o lași, să o exprimi, da? Până la urmă e ca și cum ai renunța la ea. Nu-i mai dai putere asupra ta. Și prin renunțare permanentă la a mai opune rezistență, a trăi aceste emoții, la un moment dat, pas cu pas, capeți o capacitate de a gestiona. În momentul în care ai depășit o problemă, da, te simți competent, știi că ai mai trecut printr-o astfel de stare. Și de fiecare dată, da, fiecare problemă, fiecare criză îți mai aduce un pas, da, cât un gram de inspirație, cum se spune. Da? Că da. Inspirația nu vine... Buluc. Cu polonicul, da? Da? Vine cu lingurița. Da? Tocmai că nu da? Poți duce, căci forma de inspirație exact. S-ar putea să nu fie cum să imaginezi tu. Și atunci, renunțând permanent la această negativitate, ai după aceea perspectiva să privești în urmă, cum erai acum un an, 2, 3, 4, 5, și poți să-ți recontextualizezi, da? Da, e o recalibrare, exact, o repoziționare exact, a ta față de, exact. De tine însuți. Ți se schimbă sistemul de convingeri. Da. Și se schimbă valorile, le upgradezi, le aduci la zi și atunci devii altcineva. Exact. Este sinele tău din viitor. Da? Și atunci, privind retrospectiv, nu poți să simți decât o binecuvântare. Și astfel ai o influență directă în calitatea vieții. Exact. Și atunci, asta înseamnă să se reveleze această stare de adevăr, de influență. Da? Îți dai seama de unde ai plecat și unde ai ajuns. Și asta e, se înțelege în momentul în care o trăiești. Da? Asta presupune o mică capacitate de a fi disponibil, să-ți observi emoțiile, să citești un pic, da? Să fii în compania unor oameni care sunt pe un nivel mai înalt decât tine, să primești feedback de la ei
să te duci într-un mediu în care e valorizat. Asta vreau să zic, să fii foarte atent la care este mediul dominant exact în care tu îți investești timpul și să fii conștient că ceea ce este în exteriorul tău intră în interiorul tău și te influențează. Pentru că nu te poți vindeca în același mediu în care te-ai îmbolnăvit. Da, fai de cap. Da, deci trebuie să ieși de acolo. Este un lucru care trebuie să ne aducem aminte de fiecare dată. De fiecare dată, da? Pentru că, de regulă, mediul de la muncă, da? La cei mai mulți oameni este un mediu toxic. Da? Ei vin cu problemele de la muncă acasă. Cea mai mare greșeală. Da, este fantastic. Vezi că mă gândesc câte situații am văzut de-a lungul carierei mele în care pacienții spuneau într-un moment existențial că uite, am avut o cumpănă pentru că am avut o problemă și am fost dat afară de la job și după, uite ce bine că s-a întâmplat așa, că m-am angajat, că acolo am mai cunoscut pe cineva, că m-am căsătorit, mi-a refăcut viața și ce bine a fost în final. Dar acea incapacitate de a fi flexibil și de a vedea că totul este de fapt spre evoluția ta și niciodată conștiința și universul nu-ți va da vreo situație care să fie spre scală involutivă. Sigur. Sunt teste, așa cum tu le-ai numit, nu neapărat teste, sunt șanse, oportunități de evoluție. Dificultățile sunt întotdeauna oportunități de creștere și evoluție. Fantastic. Da? Este, deci trebuie să vedem... Convingerea asta trebuie să o punem așa. Mintea spune că aceste probleme și crize te scot din zona de confort și că e mai bine să rămâi acolo și te ține prizonier în acea zonă de confort. Asta e de fapt esența, da? Și ca să concluzionăm acum la final, inteligența emoțională, să o facem un pic aplicat exact pe cele trei paradigme, pe cele trei nivele de conștiință, da? Cum gestionează emoțiile oamenii sub 200 nivelul de conștiință, peste 200 și peste 500, da? Deci, noi nu am fost învățați de nimeni ce să facem cu emoțiile. Dar noi, în realitate, facem ceva cu ele, numai că nu suntem conștienți. Exact, inconștient. Această inconștiență este starea de analfabetism emoțional, de ignoranță emoțională. În momentul în care începem să înțelegem cât de cât emoțiile, cam ce vrea să ne semnalizeze fiecare, căpătăm o oarecare inteligență. În momentul în care le depășim și le putem gestiona cu foarte multă naturalețe, deja suntem în stadiu de înțelepciune emoțională. Și lucrul ăsta se poate atinge de oricare. Numai că trebuie un pic de bunăvoință. Deci, care sunt mecanismele prin care noi ne exprimăm, de fapt, dacă vrei, emoțiile? Cum le gestionează intelectul? Da? Avem câteva mecanisme pe care sunt descrise, de că le-a descris foarte bine Freud, le-a completat Jung foarte bine, au fost preluate și într-un tratat de psihologie spirituală numit Cursul de Miracole, adică iată câteva idei pe care cei care ne ascultă se pot inspira. De asemenea, David Hawkins, da, este probabil reperul cel mai clar, el are 8 sau 9 cărți pe care le-a scris, toate abordând această scală a conștiinței de care tot vorbim și care, din perspectiva mea, cred că ar trebui predată în școală. Pentru că asta îți clarifică viața până la urmă. Da? Ai o măsurabilitate a tuturor lucrurilor. Ceea ce tu spui, manualul vieții. Nu? Exact. E harta după care să-ți ghidezi viața, pentru că altfel tu navighezi în necunoscut. Ești ca pe o mare în care n-ai busolă. Această harta a conștiinței îți dă busola. Și îți arată cum să iei deciziile, cum să faci alegerile. Parcă și văd așa un manual ăsta în care, băi, m-a dat afară de la job, pagina 67, m-a dat afară de la job, ia să văd ce trebuie să fac. Așa ar trebui. Deci, credem glumind, în fața unei, de util. În fața unei emoții, noi avem 4 modalități de a le aborda. Primul lucru, să le suprimăm. Ce înseamnă să le suprimăm? Să ne abținem, să nu le exprimăm. Dacă această suprimare este inconștientă, nu ești conștient de ea, da? E una. Dacă suprimarea este conștientă, e cu totul diferit. Și, deci, asta e o modalitate, suprimare. După aceea, reprimarea. Intelectul neștiind ce să facă cu emoția, ce zice? Din conștient o duc în inconștient. Și am mai abordat partea asta de reprimare, care se face prin două mecanisme, negare și proiecție.
Al treilea mecanism este să ne exprimăm emoțiile, da? Putem să ne le exprimăm adecvat, dar de cele mai multe ori le exprimăm inadecvat. Da. Și putem să le evităm. Putem să spunem, a, nu e nicio problemă, da, ia să bem un pahar de vin, ia să ne drogăm, ia să ne canalizăm în muncă, ia să ne uităm, să ne jucăm pe device-uri într-o realitate virtuală, da? Deci, acestea sunt patru mari categorii de a aborda emoțiile. Și acum, există diferențe între aceste nivele de conștiință. Hai să luăm prima paradigmă, oamenii sub 200. Oamenii sub 200 nivel de conștiință au o minte închisă. Am spus, ego-ul este inflexibil. Este prizonierul propriei sale cunoașteri limitate, crezând că nu mai există o altă perspectivă. Ce face mintea sub 200? Ea, nefiind conștientă, da, va fi întotdeauna copleșită de emoții, pentru că ea le suprimă până la un punct, da? Practic le suprimă, le acumulează ca într-un vas de presiune, dar acest mecanism este limitat. Trebuie, da? Să explodeze. Ia, și se și spune, sunt un pachet de nervi, mi s-a urcat până în vârful capului, nu? Îmi venea să-l omor. Nu? Da. Iată, asta este suprimarea. Este o suprimare inconștientă. Da? După aceea, reprimarea. Reprimarea se face prin negare și proiecție. Deci, neagă că există problema și dacă totuși problema apare și o simte, zice, hai să o proiectez pe altul. Am mai vorbit la intelect, da? Deci, mecanismul ăsta de suprimare este inconștient, negarea și proiecția nu rezolvă situația și generează o acumulare și mai mare de emoții destructive, da? Din categorie rușine, vină, frică, furie, da? Deci, tot ce spunem noi că se cheamă stres. Deci tot acest stres este acumularea acestor emoții sub presiune. Pentru că le-am suprimat, le-am reprimat. Când nu mai putem, dăm pe afară și le exprimăm sub formă de agresiune verbală, fizică, nu? Categoric. Da? Și a patra modalitate este de evitare, adică să ne complacem într-o stare de consum de alcool, de droguri. Dependențele. Da, de pe toate adicțiile care sunt, exact, până la urmă, nu rezolvă. Deci, pe moment, ieși din acea stare, pentru că îți amorțește un pic simțurile, dar când te trezești din beție, din ești starea așa, se accentuează și mai mult starea de vinovăție, da? Starea de rușine, da? Care, practic, nu rezolvă problema. Deci, iată mecanismul la acești oameni că este un pic patologic. Da? Ei neputând să-și gestioneze emoțiile din considerentele pe care le-am exprimat. Da? Mintea lor este încă neevoluată, anatomic și funcțional, e copleșită de emoții, iar în momentul în care întâlnesc o problemă de viață sau o criză, ei nu își exprimă adecvat emoția. Adică le suprimă, le reprimă, le exprimă neadecvat, că nu e în regulă, și sau le evită pe moment. Da, comportamente foarte normale, între ghilimele, și de normalitatea fiind dată de utilizarea majorității, de apelarea majorității la ele. Majoritatea oamenilor asta fac. Exact. Asta fac, din păcate, și cred că e normal să se comporte așa. Ori nu e asta calea. Deci oamenii care au depășit acum nivelul de 200 au deja mintea deschisă. Da? Un intelect care calibrează între 200 și 499 e un intelect deja conștient, da? Aici este primul nivel de conștiință. Deci, mintea deschisă permite pătrunderea luminii. Nu mai ești în beznă, în întuneric. Deja începi să te luminezi. Și atunci, cum folosește un intelect conștient aceste mecanisme? Suprimarea este conștientizată, da? El își suprimă emoția altfel. Hai să respirăm. 10... Inspir, expir, nu? Iată, este o tehnică. Un instrument foarte, da? Un practic instrument, și bun, da? Și util. De ardere a emoțiilor, nu până la final. Că asta face respirația, deci, aceasta conștientă. Deci le suprimă în mod conștient, da? Gestionând starea, da? Deci am spus că respirația este o respirație conștientă este un
mecanism de control al statusului psihoemoțional. La fel, cum poate să-și mai suprime, da? Își canalizează energia spre un hobby sau sport, după ce așa leargă, da? Deci asta e o metodă de a suprima, da? Dacă energia e prea mare, deci o poate suprima până la un punct în mod conștient. După aceea, reprimarea, cum se face? Deoarece a depășit mecanismul de negare, pentru că negarea este la nivelul mândriei 175, noi ne aflăm aici peste 200, intelectul nu mai neagă problema, da? Doar o proiectează în afară. Deci reușește oarecum să nu mai reprime atât de mult negativitate. Da, deci este outside. Exact. Cum folosește exprimare? Exprimarea se face în mod conștient. De exemplu, furia se recontextualizează și este transformată în fermitate. Uh-huh. Da? Deci el se manifestă cu fermitate, nu cu agresivitate, pentru a-și apăra teritoriul, pentru a fi aliniat valorilor sale. Da? Exact. Chiar dacă ceilalți îi spun că nu e așa. Da? El nu se manifestă ca cu agresivitate, ci rămâne ferm pe poziție. Da? Deci furia este transformată în fermitate. În fermitate, da? Și altă tehnică de a transforma această emoționalitate este tehnica jurnalului sau scrisorii. Da? Dacă e supărat pe cineva, e foarte important să faci acest instrument, să scrii pe hârtie tot ce simți față de acea persoană. Și ai să vezi că în momentul în care scrii, scrisul, în esență, îți scoate emoția. Ai să vezi că scrisul este mai degrabă rațional și atunci, în momentul în care te-a pus să scrii tot ce vrei să-i spui unei persoane în față, mai bine scrie. Să vezi că în momentul în care scrie, emoția dispare. Și asta este o tehnică excelentă. Bine, da? De știut. Da? Mai înainte de a avea discuția cu soțul să vină acasă. Exact. Nu? Hai să scrie o scrisoare soțului și apoi vorbesc cu el. Evitarea emoțiilor, da? Evitarea emoțiilor poate fi făcută conștient. Da? Dacă în partea cealaltă ne preocupam de alcool, de droguri, de alte, de distracții, de muncă sau eu știu altceva, că în momentul în care ești conștient, poți să eviți o parte din această emoție interioară întâlnindu-te cu oameni în grupuri de, da, mentori, grupuri de mastermind, oameni care sunt pe un nivel mai înalt ca tine, da? Împărtășindu-le problema și cerând feedback. Asta este o metodă excepțională de a crește. Da? Întâlnește-te cu oameni care sunt pe nivel de înțelegere mai mare decât al tău. Este excepțional. Sau apucă-te și studiază, citește. Da? Roagă-te. Asta vreau să spun. Eu cred că și creștinismul și practica noastră creștină, exemplu, prin tehnica spovedaniei. Da. Da. Spovedania cred că este un asemenea mod de a... Sigur, este. Dacă este făcută integru. Da, bineînțeles. Integru, da? Vorbim, plecăm de la primul. Rugăciunea, meditația, da, au ca scop de a ne aduce mai aproape de ființa noastră, da? De a ne depărta de acest intelect. Este excepțional, da? Deci, putem să evităm în mod conștient, da? O parte din aceste emoții, da? Și să ne exprimăm adecvat. Deci, până la urmă sunt practic două mecanisme în esență de gestionare a emoției. Să renunțăm conștient la ele, să le lăsăm, să le trăim. Da. Da? Și în momentul în care facem pas cu pas cu pas, să privim în urmă și să recontextualizăm cine am devenit. Și atunci vom privi toate dificultățile din urmă ca niște oportunități extraordinare de creștere pentru care vom fi recunoscători. Și asta îți dă o stare de bucurie, da? O stare că ai făcut un progres, că poți gestiona, că ești în control, că dacă vine o nouă criză, vei putea să o depășești. Știi că e posibil, spre binele, da? Tău și acolo se naște, e ceva în interior care, mă, o să fie bine. Exact. Știu e eu. Ceva, încă nu, nu știu s-a ce, întâmplat, dar știu. Dar știu că asta a venit cu un scop benefic pentru mine. Intuiție, inspirație, voce interioară, da? Acel curaj nebun, care poate părea pentru unii, da? Dar acea fermitate de neclintit, da? Acea flexibilitate în abordare care te duce la soluție. Și oamenii care depășesc nivelul 500 al conștiinței își deschid și inima și
Aici, practic, și mecanismul de proiecție este depășit. Practic, peste 500 nu mai există nicio acumulare de negativitate. Emoțiile sunt observate ca impersonale, sunt lăsate să treacă. Ai opțiunea să alegi cum să răspunzi, cum să gestionezi o situație mult mai ușor. Și asta e semn de sănătate emoțională, de autovindecare, de bucurie. În momentul în care este revelată bucuria, în momentul în care ești plin de umor, da? E semn că ești acolo unde trebuie. Da? Când poți să râzi de problema pe care ai avut sau pe criza pe care ai depășit-o, e semn că ai atins maturitatea. Și mă gândesc că fantastic ceea ce ai spus, că mă gândesc la acele tehnici de vindecare prin râs. Știi, da, le cunoști foarte bine. Da. Și vezi câtă multă știință, de fapt, neexplicată exista în acest fundament. Umorul vine din schimbarea de perspectivă. Exact. Da? Un conținut, o frază, într-un anumit context, are un înțeles. Dacă o pui într-un alt context, îi schimbă înțelesul și te apucă râsul. Te apucă râsul, exact. Da, da, asta este esența. Fantastic. Abia aștept să aflu toată... Să ne oprim aici, pentru că partea de relații este foarte importantă. O abordăm într-un nou episod. Și cu siguranță, modul tău, din nou, fantastic, de a pune așa pe sertărașe, pe etape, ușor de înghițit, că e un elefant ce ai făcut tu astăzi cu aceste capitole. Am oferit atât parte de structură, dar și parte de emoție, pentru că asta este, creierul nostru funcționează cel mai bine când abordează în mod echilibrat atât logica cât și emoția. Emoția, da? Exact. Îi place să-i dai... Funcționează la potențialul maxim. Bufetul suedez, cum spune noi, all inclusiv, nu? Că toți suntem noi. Sper ca fiecare să-și extragă de aici ce este necesar, da? Și să fie un punct de inspirație pentru ceea ce vor deveni. Cu siguranță. Dragilor, abia aștept să văd comentariile voastre despre cum vi s-a părut din nou această discuție și continuarea la ceea ce am început în acest design al sănătății cu domnul dr. Lucian Gheorghe. Sunt foarte curios de reacția voastră, de răspunsurile pe care le veți da la întrebările, de situațiile, dacă v-ați regăsit în toate aceste exemple și, în ultimul rând, sunt curios să văd dacă instrumentele pe care le-am împărtășit le găsiți a fiind reale, de pus în practică în viața noastră de zi cu zi. Eu sunt Alexandru Ilie, încă o dată, Lucian, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și ne vedem cu siguranță la episodul următor, în care vom vorbi despre inteligența emoțională din punct de vedere relațiilor. Relațiilor. Da? Ne vedem data viitoare.